și nu ultima regiune, ci cea din urmă. Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Buzău, Vrancea. Echipa campioană a județului Galați. Va întâlni campioana județului Buzău. Echipa campioană a județului Brăila va disputa meciul de baraj împotriva campioanei județului Vrancea. Județul Tulcea va întâlni campioana Ligii a 4-a din județul Constanța. O scurtă recapitulare a jocurilor de baraj pentru promovare în Liga a 3-a. Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui, Iași. În regiunea 2, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Cluj, Bihor. Regiunea 3, Harghita, Sibiu, Covazna, Brașov, Mureș, Alba. Regiunea 4, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Hunedoara, Mehedinți, Gorj. Regiunea 5, Argeș, Vâlcea, Telorman, Dolj, Olt, Dâmbovit. Regiunea 6, Călăraș, București, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Prahova. Și regiunea 7, Galați, Buzău, Brăila, Vrancea, Tulcea, Constanța. Dorim încă de pe acum mult succes echipelor ce vor reprezenta județele dumneavoastră la jocurile de baraj pentru promovare în Liga a 3-a.